Apple doar ce a organizat keynote-ul său masiv de la WWDC din acest an, anunțând noi funcționalități pentru iOS 18, iPadOS 18 și următoarea versiune de macOS numită macOS Sequoia. Dar cele mai mari anunțuri au venit la sfârșit, când Apple a anunțat Apple Intelligence. Este răspunsul lor la AI și va fi integrat pe iPhone, iPad și Mac. Apple Intelligence include chiar și integrarea cu ChatGPT, pe care îl vei putea accesa nativ în aplicațiile de pe toate dispozitivele tale. Așadar, să începem cu Apple Intelligence. Apple a pus accent pe confidențialitate și securitate, așa că multe dintre cereri, fie că este vorba despre rezumarea textului sau generarea de imagini, multe dintre acestea vor avea loc direct pe dispozitiv. Dar fiind pe dispozitiv, va necesita un chip A17 Pro în iPhone-ul tău, ceea ce înseamnă că este disponibil doar pentru iPhone 15 Pro sau mai nou și pentru Mac-urile și iPad-urile cu chipuri din seria M, deci M1 sau mai nou. Totodată se lansează în beta în toamnă, doar în limba engleză. Pentru cerințe care necesită mai multă putere de procesare, Apple va folosi servere alimentate de chipuri Apple Silicon, care rulează limbajul de programare Swift, și cererea ta va ajunge doar la serverele care sunt verificabile 100% private, conform standardelor Apple. Așadar, ce poate face Apple Intelligence? Ei bine, aparent multe. Pentru început, Siri va fi mult mai pricepută în a executa comenzi și va fi atentă la contextul cerințelor. De exemplu, dacă ai o întâlnire undeva mai pe seară, dar trebuie să ajungi și la un spectacol de teatru, vei putea să o întrebi pe Siri dacă această întâlnire se va întinde peste ora de începere a spectacolului. Și, folosindu-se de Apple Intelligence, va putea vedea ora la care începe spectacolul, citind informațiile din bilet, va putea calcula cât timp îți va lua să ajungi de la o locație la alta și te va anunța dacă cele două evenimente intră cumva în conflict. Vei putea să-ți generezi propriul Genmoji folosindu-te de Generative AI pentru a te putea exprima mult mai ușor și vei putea genera imagini în aplicații precum Notes, Pages, practic AI va fi presărat pe întreg sistemul de operare. De exemplu, dacă creezi o prezentare și vrei să generezi o imagine, o poți schița și apoi poți cere lui Apple Intelligence să creeze o imagine. Sau poți selecta un spațiu gol și va putea să-ți genereze o imagine bazându-se pe contextul textului din document. Apple Intelligence va funcționa și în Photos. Te vei putea folosi de funcție ca să ștergi obiecte sau persoane nedorite din fotografii. Desigur, Google are deja funcții asemănătoare și vei putea folosi inteligența artificială și în aplicații de text, fie că este vorba de a crea un rezumat sau de a rescrie un e-mail într-un alt ton. De exemplu, în aplicația de e-mail, în loc să îți arate un preview al primelor linii de mesaj, vei putea primi un preview a unui rezumat al acelui e-mail. Așa vei putea vedea despre ce e vorba înainte de a deschide mail-ul propriu-zis. Totodată, notificările vor fi prioritizate în funcție de contextul lor, nu doar de ordinea în care au fost livrate. Deci va exista un nou focus mode, în care dacă cineva îți trimite un mesaj și chiar dacă acea persoană este presetată să nu te deranjeze în focus mode, dacă Apple Intelligence vede că informația e destul de vitală și importantă, ți-o va arăta pe lock screen. În Safari vei putea primi un rezumat al articolelor, precum și un cuprins, și Siri va putea conștientiza ce se află pe ecran. Deci dacă o întrebi chestii de genul ce e asta și pe ecran e un eveniment sau o poză, sau îi ceri chestii precum arată în pozele din această locație cu X îmbrăcat în hainele Y, Siri va putea găsi exact poza sau clipul video pe care le-ai descris. Alt exemplu, să spunem că primești un e-mail cu o invitație la un eveniment și organizatorul te întreabă lucruri de genul, nu știu, vă rugăm să confirmați prezența și să ne comunicați mijlocul de transport cu care veți ajunge la locație, dacă veniți însoțit sau nu, dacă aveți preferințe referitoare la meniu, etc. Ei bine, acum Apple Intelligence poate să îți ofere smart reply-uri la acest e-mail și îți va oferi variante de răspuns, ca să poți răspunde mult mai rapid și mai eficient, fără a mai fi nevoie să parcurgi întreg e-mail-ul. Totodată, Apple a bătut palma cu OpenAI și ChatGPT este și el presărat în sistemul de operare. Și dacă la vreo cerință Apple Intelligence nu se descurcă pe cont propriu, te va întreba dacă se poate folosi de ChatGPT și va apărea o notificare care îți va spune, hei, vezi că acest conținut este generat de ChatGPT. Să zicem că e vorba de o poveste pentru copii sau de o rețetă pentru vreun dish. Apple a anunțat și alte servicii de genul care vor fi disponibile în viitor, nu doar ChatGPT, fiind confirmat într-un interviu recent că și Google Gemini cel mai probabil va deveni disponibil în viitorul apropiat.
Important de știut este că utilizarea ChatGPT de către Apple Intelligence se va face complet gratuit și informațiile nu vor fi împărțite cu ChatGPT. Decât dacă alegi să îți conectezi conturile în cazul în care vrei să ai acces la acele funcții ChatGPT Plus pentru care ai deja un subscription plătit. Apple Intelligence se va lansa în beta și având în vedere că pe site după 10 minute de scrollat scrie că va fi disponibil și pe alte platforme, mă face să bănuiesc faptul că ne-am putea aștepta la un HomePod Mini 2 sau la un HomePod 3 cu un chip nou și poate chiar la un Apple TV care să suporte aceste funcții Apple Intelligence. Deci, apucați-vă de economisit. Haideți să vorbim și despre celelalte anunțuri pe care Apple le-a făcut la WWDC 2024, începând cu Vision OS 2. Toate că e mai mult un update 1.5 decât un upgrade în toată regula, Vision OS 2 va permite utilizatorilor să transforme pozele din library în poze 3D, folosindu-se de un algoritm inteligent. Există gesturi noi pentru a naviga prin interfață, avem display-uri virtuale la o rezoluție mult mai mare, fiind permis acum mirroring-ul chiar și cu un display 4K ultra-wide, și avem mult mai mult conținut imersiv care urmează să fie lansat. Totodată, Canon și Blackmagic au anunțat noi camere care vor permite filmarea conținutului imersiv de tip spatial video. iOS 18 a primit și el câteva update-uri pentru home screen și control center, mai exact. Acum putem aranja iconițele oricum ne dorim pe home screen. Există un nou dark mode care modifică aspectul iconițelor și chiar poți alege să aplici o singură culoare tuturor iconițelor și nu știu exact de ce această customizare mă face să cred că n-am să o folosesc niciodată, dar na, vom vedea. Control Center-ul primește și el un revamp mult așteptat, devenind acum mult mai customizabil. Totul este împărțit în 3 pagini, cu toggle-uri, muzică și home. Și aplicațiile third party își pot integra acum controle în Control Center și chiar și cele două shortcut-uri din lock screen pot fi schimbate în orice altceva. În materie de privacy, vei putea să blochezi o aplicație în spatele Face ID-ului sau chiar să o ascunzi complet, accesul acestora putând fi făcut intrând în noul folder Hidden din App Drawer. Messages vede un update și vom putea acum trimite mesaje programate, putem schimba stilul de scriere, bold, italic, underline, etc. Vom putea reacționa la mesaje folosindu-ne de emoji-uri, vom putea adăuga efecte pentru anumite cuvinte din mesaj, nu doar pentru întreg mesajul, și vom putea trimite mesaje via satelit, dar asta doar în Statele Unite momentan. Vedem când ajunge treaba asta și la noi. Majoritatea update-urilor vin și pe iPadOS și macOS împreună cu următoarele modificări. Împărțirea pe categorii în aplicația de mail, avem primary, tranzacții, promoții, etc. Vom avea mesaje comasate de la un singur brand, deci dacă ai un zbor programat și primești update-uri constant de la United Airlines, să spunem, vei putea accesa aceste mail-uri direct dintr-un singur loc. Avem hărți topografice pentru Apple Maps, biletele din wallet primesc un design nou, avem și tap to cash ca să trimitem bani mai ușor de la un iPhone la altul, din nou funcție absentă de la noi. Funcția de search vine în aplicația de jurnal și aplicația de photos vede un redesign. Vom avea un folder separat cu screenshot-uri, avem o colecție nouă unde putem filtra pozele după timp, oameni, eventuri, chestii de genul ăsta. Avem noi moduri de a interacționa cu AirPods-urile folosindu-ne de gesturile din cap. Deci dacă vrem să refuzăm un apel, putem da din cap stânga-dreapta sau sus-jos și Siri va refuza sau va răspunde la acel apel. Apple TV-urile văd și ele funcții noi, cea mai notabilă fiind Insight, care momentan prezentă doar în aplicația de TV și doar pentru conținut Apple TV Plus, din ce am înțeles, care va prezenta informații referitoare la actorii prezenți în scena curentă, precum și ce muzică se aude pe fundal. Subtitrările vor porni automat dacă derulezi filmul înapoi și dacă apeși pe mute. În materie de home avem acum un nou mod de guest access, prin care vei putea oferi acces anumitor accesorii smart musafirilor, fără a mai fi nevoie să stai să-i adaugi pe fiecare în aplicația de home, dar avem suport și pentru roboți aspirator. WatchOS 11 va avea update-uri majore în materie de fitness, cum ar fi posibilitatea de a customiza pagina de rezumat din aplicația de fitness, o nouă aplicație Vitals, care îți va arăta cum evoluează datele tale și te va anunța dacă ceva pare a nu fi în regulă, și o nouă aplicație de traducere pentru Apple Watch.
Avem live activities pentru Apple Watch și vei putea vedea rapid Uber-ul sau comanda de mâncare direct din ceas și o nouă față de ceas, Photos, care va prelucra pozele din biblioteca ta și le va transforma în cele mai bune fețe de ceas, oferindu-ți și câteva opțiuni de customizare. iPadOS primește un update de interfață, mai exact pentru tabul de navigare în anumite aplicații, din nou, cum ar fi aplicația de TV, în care vom putea customiza ce shortcut-uri de meniu să avem în bara de sus. Dar cel mai notabil este că SharePlay primește un update în care vom putea cere acces remote unui alt iPad aflat la distanță și vom putea manevra acel dispozitiv de la distanță. Cei dintre voi care oferă tech support părinților, asta vă va salva viața. După 14 ani, aplicația de calculator vine pe iPad și nu pot să zic că asta m-a impresionat foarte tare, dar funcția de Math Notes m-a făcut să cred că dacă aveam treaba asta în liceu, eram zeu. Practic, orice notiță matematică făcută în Notes cu Apple Pencil-ul, orice ecuație, oricât de dificilă, va fi rezolvată automat în momentul în care apare semnul de egal. Și sistemul de operare va ține cont de orice modificare va suferi ecuația și va rectifica rezultatul și va putea manevra chiar și grafice bazate pe ecuație și totul va fi updatat live. Șef de promoție eram dacă aveam treaba asta în liceu. macOS Sequoia vine cu toate update-urile cu care vine iOS 18 și iPadOS 18, dar aduce iPhone Mirroring, deci practic vei putea interacționa cu iPhone-ul direct de pe Mac, chiar dacă acesta se află în altă cameră sau dacă este la încărcat. macOS Sequoia va putea să aranjeze automat ferestrele pe ecran la dimensiuni exacte. Avem noi funcții pentru share-ul ecranului ca să alegem exact ce vrem să fie văzut sau nu într-un apel video și background-urile virtuale pot fi selectate acum direct din sistemul de operare. Avem și o aplicație dedicată de passwords pe toate sistemele de operare, care va fi disponibilă chiar și pe Windows. De reținut, faptul că tot ce a fost prezentat la WWDC e doar o monstră din ce vor putea realiza noile sisteme de operare. Și sincer, sper ca developerii să se folosească de unele unelte precum integrarea în Control Center și chiar și de Apple Intelligence, ca să ne facă viața mai ușoară și abia aștept să văd cum aceste funcții vor schimba modul în care ne folosim dispozitivele zi de zi. Așa că nu uita să te abonezi la canal ca să nu pierzi nimic din ceea ce ne așteaptă în toamnă atunci când vor apărea versiunile finale ale acestor software-uri. Până data viitoare, ciao!